Ce se pune doar și continuă parcursul fără greșeală din seria a noua a Ligii a treia de fotbal. În ultimul joc disputat, CS Hunedoara, lider cu punctaj maxim în serie, după 4 etape, a învins clar cu 5-0 pe terenul ultimei clasate, Unirea Alba Iulia. Am avut o săptămână la dispoziție să ne pregătim. Chiar aveam nevoie de o săptămână plină. Băieții au răspuns bine unui astfel de meci. Am spus că trebuie să tratăm meciurile, toate meciurile, indiferent cu ce echipe jucăm, să le tratăm ca atare. Mă bucură faptul că am reușit să câștigăm și la o diferență bună de scor, fără gol primit. Mă bucură. Am văzut lucruri bune, am reușit să mai debutăm și un copil. În rest, mă bucură și faptul că nu am avut accidentați. Un meci reușit, per total. Avem și jucători de calitate în atac. Mă bucură, am mai avut o grămadă de ocazii pe lângă golurile marcate. Sperăm să o ținem tot așa. Cei de la Hunedoara sunt preocupați însă de meciul din 16-mile de finală ale Cupei României de miercuri, 22 septembrie de la ora 21, în care vor întâlni pe FCSB. Deși ei întâlnesc un adversar de calibru din prima ligă, hunedorenii îl așteaptă cu încredere, conștienți că nu au nimic de pierdut, dar și motivați de faptul că unii jucători au mai trecut prin astfel de experiențe, reușind să treacă de FCSB, Cupa României fiind de altfel o competiție a marilor surprize. Avem și câțiva jucători cu experiență care au trecut prin astfel de meciuri. Pe noi, ca oraș, ca echipă, ca și grup, ca ce vreți voi, avem doar de câștigat din meciul cu FCSB. Hergelegiu, când era la Hermannstadt, a trecut tot la un meci de cupă, a trecut de FCSB 3-0. Se pot întâmpla, la fotbal se pot întâmpla și minuni. La meciul cu FCSB se așteaptă o mare afluență de public. Biletele în valoare de 30 de lei, preț unic, mai putând fi achiziționate online de pe enterix.ro. Cei de la CS Hunedoara sunt bucuroși că vor avea sprijinul suporterilor, mai ales că după o perioadă tensionată, relațiile dintre echipă și galerie au intrat pe un făcaș bun. În Hunedoara lumea e dornică de fenomen. Știu, au văzut meciuri, vorbim de cei mai în vârstă. Și pe noi ne bucură că reușim prin prestațiile noastre și prin rezultate să-i aducem la stadion. Ne bucură enorm. Exact ce am spus și la interviul de după meciul de acasă, parcă simțeam eu de pe margine cum te duc spre victorie. Chiar dacă a fost oboseală la acel meci, dar parcă îi simți în spatele tău și ne bucură că vin alături de noi. Am avut o discuție cu membrii galeriei, că nu ne-am bucurat alături de ei. Trebuie să ne înțeleagă și ei că n-am fost obișnuiți, ei n-au mai fost la stadion. Jucătorii se obișnuiesc cu atmosfera bună de la meciurile de acasă și din deplasare, că ei ne însoțesc peste tot și le mulțumim pe această cale, dar trebuie să aibă și ei răbdare, suntem la început și le vom regla toate. Accesul la meciul cu FCSB este permis doar persoanelor vaccinate, celor care au trecut prin SARS-CoV-2 în ultimele 6 luni și celor care prezintă un test PCR cu rezultat negativ în ultimele 72 de ore sau unul antigen. Testul rapid antigen este valabil 24 de ore, iar pentru a veni în sprijinul spectatorilor, Primăria Hunedoara va deschide 2 puncte de testare în preajma stadionului Michael Klein. Aceste centre vor fi funcționale în ziua meciului, între orele 9 și 19, iar persoanele sub 18 ani nu au nevoie de acest test antigen. Costul unui test rapid este de 30 de lei, iar rezultatele se eliberează în 15 minute.